Având în vedere că meteorologii au anunțat o înrăutățire a vremii, polițiștii le recomandă tuturor participanților la trafic, atât conducătorilor de vehicule cât și pietonilor, să manifeste maximum de prudență. Pentru a preîntâmpina evenimentele neplăcute, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara vor intensifica controlele în trafic și vă sfătuiesc să țineți seama de următoarele recomandări. Pentru a circula pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau pole, autoturismul trebuie să aibă montate anvelopele de iarnă. Anterior deplasării, asigurați-vă că instalațiile de iluminare, semnalizare, matizare și dezaburire sunt în stare bună de funcționare. Îndepărtați în întregime zăpada sau orice altă depunere de pe autoturism, deoarece în timpul deplasării zăpada sau gheața lăsată necurățată pe plafon poate aluneca și poate bloca vizibilitatea voastră și a celorlalți participanți la trafic. Este interzis să conducerea autovehiculor pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. În cazul în care partea carosabilă este Alunecoasă pentru a încetini, trebuie să folosiți frâna de motor. Păstrați în mers o distanță suficientă față de celelalte vehicule pentru a putea opri în condiții de siguranță.